Bună seara și bine v-am regăsit, dragi urmăritori! În seara aceasta am ales să facem cozonaci, să fac cozonaci împreună cu dumneavoastră. Sper să-mi iasă, pentru că am emoții. În condițiile în care eu în ultimii 20 de ani am făcut numai cozonaci, adică am câteva milioane de cozonaci făcuți și acasă foarte puțin. Încerc să-mi găsesc live-ul pe celălalt telefon. Bună seara și v-aș ruga pe cei care sunteți deja live să-mi confirmați dacă aveți o imagine bună și un sunet acceptabil. Mă aflu în bucătăria mea, după cum vedeți, e destul de mic spațiu. Bună seara, Cristian Ghiță. Bună seara, Leonx. E perfect. Foarte greu am găsit cadru, este telefonul pus în ușă. Adică nu pot să mai o mișcătez din cameră fără să-l ating. Bună seara, domnul Adrian. Bună seara, Bogdan Chiriac. Petrache Grigoraș. Filon Titan. Da, se vede că avem un delay la internet. Bun, m-am hotărât să instighez puțin bărbații grădinari să facă cozonac acasă, să surprindă familia, soțiile cu un cozonac. V-am spus de mai multe ori că eu sunt brutar de meserie, brutar patiser. Lucrez la patiserie la care produsul principal este cozonacul. Dar nu trebuie să considerați că asta înseamnă că sunt profesionist acasă. Sunt profesionist la serviciu. Acasă este foarte greu, am mai încercat, am mai făcut cozonac, sunt două videoclipuri pe canal, dar a fost foarte greu. Și acum am ales în această seară, în loc să vorbim despre semințele de legume, vreau să dezbatem public semințele de legume, dar probabil mâine seară o să facem acest lucru, la ora 20. Cred că la ora 20, că mâine seară e colindul la mine în zonă și trebuie să stau să aștept colindătorii. Da, Leon, să știi că așa mi se spune, adică tot satul, toată comuna așa mă cunoaște, de Dan Cozonac. Nu mă știe nimeni de Dan Grădinar, Dan cu răsaduri, Dan cu flori, Dan Cozonac. Bună seara, domnul Zoltan. Bună seara, doamna Gabriela Manea. A, știați. Deci, vă spuneam că nu este același lucru să faci cozonac acasă. Am făcut, mi-a ieșit bine și prin acest material vreau să demonstrez că este foarte ușor să faci cozonac chiar și acasă, pentru mine. M-am pregătit eu puțin așa, sunt într-o dezordine, practic, pentru că, ca de obicei, am fost pe ultima 100 de metri. Ce credeți, acum 5 minute m-am întors de la magazin cu drojdia, da? N-aveam drojdii. Uitați-mi să-mi cumpăr drojdii. Bineînțeles, fac mai. Am ținuta pe care o port la serviciu. Vedeți că sunt îmbrăcat. Crăciun fericit, Space World. Salut, ferma de răsaduri Dunăreni. Bună seara, Costi Cătănase. M-am îmbrăcat și eu mai într-o ținută care să se potrivească. Mi-am separat ouăle înainte, n-am vrut ca să, adică nu am o îndemânare foarte bine, pentru că la serviciu nu separ eu ouăle, sunt alte persoane care separă ouăle. Bună seara, doamna Mirela Vășeanu. Inu Leather Crab, bună seara. Bun, haideți ca să încep, pentru că nu o să fac toate operațiunile, vreau să fac decât aluatul, umplutura, să-i umplu, îi las în forme. Adică vreau să stați cu mine până îi pun în forme, să-i vedeți. Și mâine dimineață, deci acum este ora 19, de fapt nu mâine dimineață, eu o să mă trezesc la noapte să văd când trebuie să băgați la copt, adică las să dospească. Și o să dau drumul la live și cu acelea să fie live, concomitent cu semănarea primelor semințe de răsaduri. Deci eu mâine oficial, mâine 23 decembrie, parcă, da? Suntem 23 mâine.
semăn primele semințe de răsaduri. Și vreau să o fac live ca să nu existe niciun dubiu. Bună seara, domnul Nicolae Dulescu. Bună seara, doamna Ioana Stroie. Bun. Haideți să începem. Vedem dacă știm de unde să începem. Începem cu făina, da? Eu folosesc raftul bunicii și anul trecut am făcut o comparație între raftul bunicii și făina băneasa, care era foarte bine promovată pe, de fapt, al doilea material special pentru asta l-am făcut, pentru că făina băneasa era foarte bine promovată pe YouTube, de bucătarii cei mai mari de pe YouTube. Și eu personal am avut niște experiențe foarte neplăcute cu făina băneasa, ca brutar. Adică știam că nu este de calitatea de care, despre care se vorbește și am vrut să o demonstrez, în primul rând mie. Inule de craft. Da, domnul Florin Budurișan, eu știu, vă recunosc numele la ceea ce faceți, Inule de craft. Doamna Nicoleta Tonca. Nu sunt bucătar, doamna. Sunt brutar batiser la bază. Brutar, da. Gata, a început domnul Titel cu... Hai să vedem aici, mai știi? Mai... Dacă îmi pune cineva întrebări despre cotonac, te mai întreb pe tine? Bună seara, doamna Adriana Istrate. Mela, bună seara. Bun, am pus făina, ați văzut, n-am cernut-o, să știți că chiar am sesizat că este recomandată necernerea făinii. Am văzut la câțiva youtuber mari din domeniu. Este foarte recomandată cernerea făinii pentru că se aerează. Da? Rețelele glutenice care se vor forma, se vor forma mult mai ușor. Eu nu am ciur, o cerneam și eu, dar o să aerez puțin cu malaxor. Fac diferit. Acum, în privința rețetei, eu am foarte mult de spus, pentru că rețeta de cozonac tradițională, toată lumea zice, tradițional, cozonac tradițional, diferă foarte puțin și doar din considerente de gramaj. Deci, unul pune zahăr mai mult, unul pune mai multe ouă, adică sunt variante cu 10 gălbenușuri, sunt variante cu 3 gălbenușuri, cu 4 gălbenușuri, cu, am văzut la cineva, 3 gălbenușuri și 2 întregi, adică sunt niște jonglării care eu nu sunt de acord. E adevărat, trebuie să fie gălbenuș. Am zis eu minim 4, maxim 6. Asta este părerea mea. Trebuie să fie arome. Aromele le știm, să știți că am cumpărat și eu portocale și lămâie, să rad, da? Dar n-am ce să rad. Sunt pojile astea sunt ceruite. Deci pur și simplu nu am ce să rad și am rămas la arome. O să pun arome din acestea lichide pentru că alea ceruite nu mi inspiră foarte multă încredere. Și dacă am auzit că trebuie să căutăm lămâi bio. Unde găsim noi lămâi bio? Doar dacă le avem noi în pom. Să avem noi un lămâi în casă. Învățăm și patiserie. Avem în capitală mâine pe 23 vin colindătorii. La mine în sat. La mine în sat așa se întâmplă, dar în satul vecin, în următorul sat, după Crăciun am înțeles, adică diferă de la zonă la zonă. Bună seara, domnul Mircea, bună seara, domnul Oleg. Da, doamna Nicoleta Toancă, așa, dacă vorbim de colindătoria care se plimbă din casă în casă după bani, și aici au venit de... Păi și aia de unde o luăm, doamna Adriana? De la Lidl, da. Nu sunt convins că și aia este bio. Rămân la esențe, toată lumea folosește esențe și... Da, am uitat să pun sarea, să nu uit de sare. Sarea în bucate, da? Deci fac, eu o să fac 4 cozonaci. Am 4 tăvi din acestea de la Heiner. Cele mai bune tăvi pe care le-am întâlnit. Heiner, Cooking by Heiner, sunt de departe cele mai bune tăvi, v-am spus, eu am văzut câteva mii de tăvi în lucru, poate
zeci de mii de tăbi în lucru și acestea m-au lăsat mască, tăbile astea. În privința sării, la fel, rețetele diferă foarte puțin la cantitățile de sare. Unul zice 10 grame, unul zice 15 grame, unul zice 20 de grame la kilogramul de făină. Acum și la pâine, la fel se întâmplă. Sarea este foarte bună și o să rămân la 20 de grame. Deci sarea ne ajută foarte mult, în primul rând, la gust și... Bun, haideți să dăm drumul la malaxor, că o să dureze. Mi-am adus cântarul din solarii. Cântarul din solarii l-am spălat foarte bine. Deci o să pun 20 de grame de sare. Este cântarul mare cu care cântăresc îngrășămintele. Zahăr 250 de grame. Da, să pun laptele la încălzit. Da. O să mă încur puțin. E altceva în videoclip. Am ales, de fapt soția a ales laptele ăsta cu 3,5% grăsime. Videoclip mai tai, mai pui, mai iei. Nu câte știu eu, 300 de grame sunt suficient, dar o să pun 350 de mililitri, pardon. Și dacă mai am nevoie de lichid, o să mai încălzesc puțin. Trebuie încălzit puțin. Unde să topim? Deci în lapte o să topim zahărul, 250 de grame, iar la zahăr sunt rețete de la 200 de grame până la 350 de grame, am văzut. La fiecare, zahărul îngreunează foarte mult creșterea, îngreunează aluatul, dar grujdea se saturează, are ce să mănânce și se stagnează din înmultire, din dezvoltare. Deci 250 de grame de zahăr. Aici două gălbenușuri, albușul o să fac o cremă cu albuș spumat, da? Să nu pun amândouă gălbenușurile. M-am zis că vreau să fac de două ori. Chiar dacă am acest mixer profesional de la Fram, care are cuva de 6 litri, n-aș vrea să îl forțez să pun mai mult de 1 kg de făină. El este... În dată de tehnică scrie că poate să malaxeze 2 kg de făină, dar e prea mult. L-am testat și acum 2 ani când am făcut eu cozonaci. Anisia Mișa, de ce sunt cele mai bune tăbi? Am primit zilele trecute un comentariu, pentru că este perioada Crăciunului, știi, mai toată lumea face cozonaci. Și am primit un comentariu la un videoclip de acum 2 ani de când am făcut cozonaci, că nu sunt profesionist pentru că am uns și am tapetat tăvile și nu am pus hârtie de top, de copt. V-am spus, eu fac de 20 de ani cozonaci, am făcut câteva milioane de cozonaci și niciodată, deci niciodată n-am pus în forma de cozonac hârtie de copt. Da, cozonacul, adică forma de cozonac trebuie doar un pic unsă, o formă bună, unsă un pic, punem și cozonacul trebuie să cadă, pur și simplu, da? După ce l-am copt, așa trebuie să cadă din formă. Din această tavă exact așa a ieșit. Am uns-o, cred că am și tapetat-o, nu mai știu, dar nu este nevoie de tapetare. Mi-am dat seama, pentru că atunci le-am folosit prima dată, mi-am dat seama imediat că nu aveam nevoie de tapetare. Și o să le un puțin cu ulei sau cu unt din untul pe care o să-l pun la... A zis că am încercat cu degetul. Am voie că sunt la mine acasă. Mai încălzesc puțin. Laptele trebuie călduț, nu trebuie să fie fierbinte. De ce nu trebuie să fie fierbinte? Pentru că eu pun drojdia în lapte, da? O să dizolv. De data aceasta o să folosesc drojdie proaspătă. Nu mai folosesc drojdie praf pentru că n-am găsit. Noi avem un profi în sat și n-am găsit drojdia
uscată pagmaia. Și eu folosesc numai pagmaia pentru că sunt de 20 de ani cu pagmaia. Vedeți că și bluza le voiam de la pagmaia. Ne mai aduc ei echipamente pentru noi, pentru muncitori acolo la fabrică. Mulțumesc, doamna Iani, nu este grea. Eu zic că o să-mi iasă. Bun. Acum, în privința drojdiei, haideți să discutăm puțin de drojdie. La drojdia uscată, eu am folosit acum 2 ani, da, nu mai greșesc, acum de ani când am făcut, am folosit un plic de drojdie de 15 grame, care este special pentru cozonac, pentru un kilogram de făină. Da? Aceea nu necesita dizolvare, trebuia amestecată în făină, da? Împrăștiată, încorporată foarte bine. Chiar că trebuie să dau și un pic drumul la mixer. Nu știu dacă merge, nu l-am, l-am scos din cutie, l-am șters puțin și să amestec sarea, da? Nu mai pun, atunci am pus zahărul direct în făină, nu o să-l mai pun pentru că se topește mai greu și o să-l topesc în lapte. Da, și las un pic să se amestece sarea și în același timp se aerează și făina. Nu este exact ca o cernere, dar oricum ajută. Cele clasice din aluminiu. Tăvile din aluminiu au fost foarte bune. Să știți că eu am o experiență plăcută cu tăvile din aluminiu, dar trebuie stapetate obligatoriu. Aveți mașină de făcut pâine, doamna Adriana. Dar numai tradițional. Adică trebuie să frământăm un pic. Bine, eu frământ cu ăsta, dar o să vedeți că la sfârșitul frământării o să-l iau și la mână puțin pentru că este nevoie. Da, doamna Mișa, sunt teflonate. Sunt teflonate, dar să merită să ne luăm 4, 5 tăvi, 6 tăvi care le ținem toată viața. Astea țin o viață de om. Bineînțeles, dacă le folosim doar noi, dacă le dăm împrumut, haideți să stăm de vorbă. Eram sigur că așa se întâmplă. Bun, trebuie să mă și concentrez puțin să nu greșesc. Deci pun zahărul în lapte, gălbenușul, drojdia o să zăbesc aici. Mă apucasem să vorbesc despre drojdie, dar din nou, sugestiile diferă foarte mult. Să dau asta mai încet, că sigur deranjează. În privința cantității de drojdie. Am văzut că se pleacă de la 50 de grame la kilogramul de făină și se ajunge până undeva la 80 de grame. Să știți că mie nu mi se pare mult 80 de grame, din această cauză eu o să folosesc, bine, eu fac comparația acum cu rețetele pe care le folosesc la serviciu, dar n-au nicio legătură cu ce facem acasă. Deci eu o să pun 75 de grame, asta are 25 de grame în cubuleț și o să pun 75 de grame ca să obțin un volum bun și vreau eu un pic mai repede. Să vedem unde o să-i las la dospit. Variclau. Nu facem butaj, nu semănăm. Mâine dimineață semănăm. Dar ce trebuie să mai pun acolo? Un pic de esență. Și o să rămân tot pe fructele astea, pe portocale și pe lămâie. O să pun un pic de lămâie, cam un mililitru, un pic de portocal. Vă salut și eu, domnul Dumitru Matei. Aici e mai greu. Nu vrem să punem multă esență, pentru că poate să dea un gust amar, dar nu vrem să persiste esența. Mixul de esență este cel mai bun. Să nu înțelegem acolo
exact ce esență. O să pun și un zahăr vanilinat. Un singur pliculeț este suficient. Să știți că sunt singur acasă, da? Am dus pe la mic în principal, pentru că el sigur făcea probleme. Am mișc un pic făina asta. Deci am pus aromele. Nu mai trebuie nimic, nu? Cam atât. Haideți să avem un tălp aici. Și acum omogenizăm bine. În primul rând trebuie să se topească zahărul și drojdia trebuie lăsată să se dizolve în totalitate. Deja mi-l lasă cozonă. Titele, ți-ai luat caietul să-ți notezi? V-am zis că am emoții mai mari decât când fac live-urile obișnuite. Pentru cei care au intrat mai târziu, o să... Acest live oricum rămâne salvat pe YouTube. O să fac doar un singur aluat. Fac și umplutura pentru cei doi cozonași pe care îi fac din acest aluat, îi pun în forme, o să-i umplu, să-i pun în forme și mâine dimineață, sper să dureze deschiderea până mâine dimineață. Și de ce zic asta? Pentru că eu o să deschid ușa la vol, știți că trebuie să încălzesc terasa, am flori acolo, cu toate că e o temperatură pozitivă noaptea asta, am văzut ceva de 3 grade și nu o să fie așa cald aici în bucătărie. Și mâine dimineață cum mă trezesc, dau drumul la live ca să fie totul live, da? O să coc cozonacii și concomitent o să dau drumul la semănare. Mâine dimineață încep să semăn semințele de legume. Prima treaptă și o să adaug... dar stați puțin că trebuie să schimb... Eu am pus paleta. O să amestecăm un pic sarea. Imaginați-vă ce face o bucătărie până termin. Și am pus melcul, da? Rământăm cu melcul. Da, domnul Marian Gomescu, sunt brutar patiser de 20 de ani. Leu, s-a apucat domnul Nache de YouTube. Foarte bine a făcut. O să mă uit și eu. Bună seara, domnul Sorin, vă mulțumesc. Și am pus melcul. Prima treaptă. Deci asta este o variantă foarte simplă, da? Fără predospiri, fără... Maia. Vreau să vorbim puțin despre Maia, ce înseamnă Maia? Bine, ce cred eu că înseamnă Maia? Maia înseamnă drojdie, în primul rând, pe limba turcă. Trebuia să mai insist puțin aici la lapte, este călduț, dar nu s-a topit zahărul foarte bine, dar e suficient. Și acum mai dau un pic de viteză. Bună seara, doamna Basilica! Vă mulțumesc, domnul Ion Lungu. Acum nu facem treabă, ne relaxăm puțin cu activități astea casnici. Să știți că fac acest live la insistențele soției. Bine, fac cozonacii la insistențele ei, dar m-am gândit eu că e o temă frumoasă pentru live. Și acum să vezi, belea, că eu am copt nuca, am uscat puțin miezul de nucă și l-am dus pe terasă. Trebuie să-l iau de acolo, să-l zdrobesc.
până își face treaba asta. Malaxarea nu trebuie să dăm tare de la început, lăsăm să încorporeze bine făina. Dacă vreți, eu să mut, vin cu telefonul aici, să vadă exact în mixer, dar oricum e prea devreme acum. Domnul Titel, dacă mai ești, te întreabă lumea cum se numește canalul tău de YouTube, lasă-ne un link aici. De fapt, nu poți să-mi lași, nu merge să lași link. Vă mulțumesc, doamna Ionela. Nu trebuie să vă treziți de vreme ca să intrați live. Live-ul o să rămână salvat, dar vreau să fac un live ca să existe dovada clară că sunt cozonacii pe care îi fac acum împreună cu dumneavoastră. Pentru că, revin, am văzut foarte multe videoclipuri în care sfârșitul nu seamănă cu începutul, ca să înțelegeți dumneavoastră. Și cea mai ușoară, îmi cer scuze, o să trec prin fața telefonului, trebuie să iau nuca. La nucă m-am cam păcălit eu. Am uscat-o puțin în cuptor, la 180 de grade, aproximativ 10 minute. Prima dată am zis că fac 2 cozonaci, dar după ce am socotit că trebuie să-i dau și lu, m-am răzgândit. Și am zis să fac 4. Și nu că n-am mai cumpărat. O să o las pe asta, probabil în plutură o să pun un pic de cozmet dacă nu se leagă cu nuca asta. Sunt lucruri pe care le fac și pe la serviciu. Am spălat toate sculele pentru că le-am mai folosit de 2 ani, da? Doamna Alexandra Vlad, ce meserie ai în brutărie? Dar nu văd acolo ce scrie cu îndemânatii, sunt curios să văd ce scrie acolo. Chiar și la covrigărie, nu cred că făcea aluatul cu mâna, mai ales la covrigărie. Pentru că aluatul ăla este mai tare, așa. Și la mine, unde lucrez, se face majoritatea operațiunilor manual, mai ales umplerea cozonacilor. Dar avem malaxare cu care malaxăm. Dacă faceți referire la faptul că nu am făcut aluatul cu mâna, nu aș fi avea de ce, pentru că am acest mixer planetar care exact ce trebuie. Adică ce nu înțelegeți din ce fac? Încerc să simplific un pic lucrurile în privința cozonacului. Da? Îl fac live ca să nu existe niciun dubiu. Chiar zilele trecute vorbeau două persoane care au fost pe la mine că mama face cald în casă când se apucă de cozonac, nu mai deschide nimeni ușa, nu mai intră nimeni, stă acolo și frământă ca să nu scadă temperatura. Astea sunt, nu pot să zic, niște aberații, dar putem să facem cozonaci în condițiile astea normale. Și la ce nu sunt îndemânate, că n-am făcut nimic, am pus ceva în mixerul ăsta deocamdată. Și ca meserie m-am zis, sunt brutar patiser, lucrător, dacă vreți, într-o brutărie patiserie. Nu știu care este doamna Diana Istrate, din câte am observat, ăsta vanilinat este tos, adică granula este mai mare, și ăla vanilat este pudră. Dar miroase la fel, au aceeași aromă. Trebuie să o putin bine. Și doamna Alexandra Vlad, nu se compară ce fac la serviciu cu ce fac acasă, dar nu sunt obișnuit cu spațiu, adică eu nu-mi pun niciun nou în tigaie, ca să înțelegeți, nu-mi pun nici masa, nu-mi strâng nici masa. Este total diferit pentru mine și
Probabil că par neîndemânate. Nu ca o zobesc foarte puțin, dar o fărâmițesc puțin așa cum merge neaua. Nu o fac praf. Am luat puțin din ea. Nu am voie să filmez la serviciu ca să vă arăt ce fac acolo, cu toate că era interesant să fac un material cu o zi din viața mea. Să vedeți cum decurge o zi din viața unui brutar, care în același timp mai face câte ceva și pe acasă. Și să știți că eu nu știu să scol nici vase. Dacă... trebuie să o spăl pentru să încercească la... Îi s-a îngrijit cu nuca pentru ce că nu am. Deci dacă nu o să dureze decât cât fac aluatul și umplu cozonacii, umplutura o să dureze și ea puțin pentru că vreau să fac cu albușul spumat. Nu sunt neapărat mituri, dar nu trebuie să fim foarte atenți, doamna din anestate. Nu. La mine aici sunt acum 22 de grade. Ușa deschisă la bucătărie și pe timpul nopții o să scadă temperatura undeva la 15 grade. Aș putea să-i duc mai în casă unde temperatura rămâne de 23 de grade, dar... Nu vreau, v-am zis, vreau să dorm puțin, adică să dorm până la 5, cât dorm eu normal. Și dimineața când mă trezesc, ați văzut că n-am umblat deloc la aluat. În momentul ce fac un pic, să văd exact ce se întâmplă aici. Cam tare pentru gustul meu. Ne trebuie să mai adăugăm grăsime, grăsime, era să uităm de grăsime. Și ca grăsime folosesc unde ăsta de 80%. Uitați că ne-a scris doamna Ianice. Să știți că nu folosesc zahăr vanilat la brutărie, avem arome. Mulțumesc pe Facebook, e o bucătărie foarte mică, are 280 pe 280, ceva de gen. În timp ce zahărul vanilie naturală are o culoare maro deschis, auriu, datorită păstrărilor de vanilie. Zahărul vanilat este pur și simplu alb și este un produs sintetic. La grăsime, v-am zis, folosesc un și tot așa, avem recomandări cu cantități cuprinse între 100 de grame și am văzut până la 250 de grame, care mi se pare foarte mult pentru un kilogram de făină. Eu o să rămân undeva la 150 de grame de unt. Pe care o să-l pun la topit. Îl bag în cuptorul cu microunde câteva secunde. Trebuia să o fac mai devreme. Da, m-am luat cu vorba cu dumneavoastră aici. Covalat. Mi s-a părut mie cel mai... Dar deja am aglomerat. Dacă... Trebuie să se răcească puțin, nu putem să-l punem exact cum este din...
Cred că se vede un pic. Vedeți că vârful aluatului este aici. E ca o frământare de mână, dacă vreți. Îl dăm un pic mai tare să vedem ce se întâmplă. Este o mixă pe care eu l-am testat la extrem. L-am testat foarte agresiv acum 2 ani. Tot așa, am făcut 2 aluaturi și o cremă consecutiv. Și a fost... a rezistat cu brio. S-a încălzit el, era cald, fierbinte chiar, dar... Îmi pare rău că n-am putut să dau mușama la o parte. Am ceva probleme cu blatul, este atins și n-am... De fapt, n-am apucat să-l schimb. Nu vrea bunul meu prieten care cumpără răsaduri de la mine, o să dau răsadurile fără vârful la anul. Vă rog de câteva luni de zile să vină să-mi schimbe și mie blatul de la masă. Adică o să mă incomodeze puțin mușama asta, dar nu puteam să lucrez fără pentru că e spart în câteva locuri. Mai trebuie puțin untul. Grăsimea, întotdeauna la sfârșit. Acum, cred că mă auziți, nu? Că zgomot din două împărți. Întotdeauna, deci întotdeauna obligatoriu la sfârșit. Facem... Malasarea cu un astfel de ochelaj ar fi bine să dureze 20-25 de minute, chiar și 30 de minute, nu știu exact cât are la mine, dar trebuie să se omogenizeze foarte bine. Ați văzut, n-am făcut maia, adică n-am lăsat drojdia să se dospească. Eu nu sunt de acord cu chestia asta, în funcție în care noi vrem să crească cozonacul mare și pupos. De ce să lăsăm drojdia? Sunt variantele acelea, să facem cu drojdia, cu puțin lapte și cu 2 linguri de făină, o lingură de zahăr, omogenizăm și să o lăsăm să dospească. Drojdia își pierde din putere, da? Ea se hrănește cu zahărul ăla și cu glucidele din făină, se dezvoltă, se înmulțește, deci își pierde din putere și deja încep să moară din celule. Ea nu se mai are putere a doua oară să crească la fel de mult. Și eu vreau prima creștere să fie toată în cozonac. Deci n-am, aducât am omogenizat, ați văzut, am pus-o în lapte, am dizolvat-o foarte bine, am pus-o în aluat. Și nici aluatul o să las doar la odihnă, nu la prăbușire. Deci nu vreau să se dospească, după care să acționezi mecanic asupra lui. Îl las să se odihnească, să se relaxeze rețelele care s-au făcut. Adică am rețelele dintre ingrediente, am așa. Bună seara, doamna Marinela Ionică! Vanilat cu aromă naturală de vanilă, vanilat este sintetic. Deci eu am pus vanilat. Am pus sintetic. Deci nu mai este cozonac organic. Să vedem ce mai zice aluatul meu. O să-l rup puțin. Să mai împart aici. Dar parcă totuși... este cam tare. O să mai pic un pic de lapte. Îl încălzesc puțin, că totuși e din frigider și aluatul are o temperatură bună, n-are sens să...
Poligrama. Într-adevăr, like-urile funcționează. Astăzi domnul Dan a pus un video like și peste... E nimeni la aia acolo și mi-a părut acest video un recomandat. Mă, normal, dacă sunteți abonat cu Clopoțel, ar trebui să vă apară un recomandat. Pe treapta 1. Deci am pus 350 de minute de lapte, mai pun aproximativ 50. Acum o să incorporeze mai greu. Cosmin Smeria, ce preț are un asemenea malaxor? În jur de 1000 de lei este un asemenea malaxor, dar este spre profesional. Are... Deci se pot adapta mai multe ustensile la el. L-am oprit, atât că la capacul ăsta are senzor. Am dat capacul la o parte, aici are un, o roată ghimțată unde se adaptează. Și aici în față la fel se adaptează o mașină de tot la carne și aici am impresia că este o râjită de cafea. Dar nu am, am mașina de tocat carne pe care încă n-am probat-o. Vorbim despre... Ia spuneți-mi dumneavoastră, domnul Oleg, despre ce canal. Scrieți-mi în cuvinte aici, că am lăsat, am descoperit astăzi un canal nou. Mi-a plăcut foarte mult modul de prezentare. Cred că și cele din sticlă. Doamna Rodica. Doamna Tăvile, pentru că cele din sticlă nu sunt bune. Cred că și cele din sticlă sunt foarte bune. Adică de iena. Da, care pot fi băgate în cuptor. Eu le-am cumpărat din Auchan, cred. Eram sigur că așa se întâmplă, acum patinează pe aici, dar o să-l ia, nu are încotro. Up, 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 up. Pleacă masă. Chiar n-am experimentat niciodată tăbile din sticlă, dar am văzut că mâncărurile făcute în felul acela de iena sunt foarte bune. Acum aștept să încorporeze laptele ăsta, după care o să pun grăsimea. Incorporează și grăsimea și aluatul este gata. Eu am experiența malaxorilor profesionale, da? Adică malaxorul de la serviciu, unul dintre ele, are cuva diametrul ăsta, un metru și ceva diametru, aproximativ 200 de litri. Și fac 80-100 de kilograme de aluat la o singură malaxare. Și acolo malaxarea se întâmplă în 12 minute, da? Vă dați seama, 100 de kilograme de aluat în 12 minute, 2 kg de aluat în 30 de minute. Acela este canalul domnului Oleg. Am scris și un comentariu. Mi-a plăcut foarte mult prezentarea și vreau să aflu mai mult. Așteptăm următoarele postări. Bună seara, Filiz M. Ce putere aparatului? Întrebare de baraj, dar știu, dar nu mai știu ce putere are. Păi să mă uit prin cărțile alea tehnici. Știu sigur că are cuva de 6 litri, care este mai rar așa la
acestea. Da, mi-am incorporat laptele. Treapta 1 și punem grăsimea. Cu grijă să nu arunce pe noi, da? Trebuie să o dau pe jos. Vorbeam mai devreme despre rețetele pe care le-am mai văzut eu așa. Am văzut că unii pun ulei în unt. Nu vrei să faci asta, eu nu sunt de acord. Ce sens mai are să pui ulei în condițiile în care poți să folosești doar unt. Îți pune o parte unt, o parte ulei de floarea soarelui. Bine, nu așteptăm acum că cozonacii aceștia făcuți în casă o să țină ca cei de cumpărat, ambalați. Domnul Stărică Marian, așa de mult îmi place. Vă mulțumesc, domnul Stărică. Să rămână doamna Maria Rabaș. Să vedem, am făcut eu ceva aici. Vreți să vedeți și aici? Dacă vreți, vreți timp că vreți să vedeți în mixer și aduc camera aici, după care, văd, eu reușesc eu să o... Că am dat o ciorbă, e foarte bine că s-a spart ca să-mi ia grăsimea. Probabil că o să fie mai moale, dar eu am vrut una lua mai moale, din cauza asta i-am mai pus un pic de lapte. Deci mâine dimineață, sper să dureze până la 5 dospirea, v-am zis că o să las ușa deschisă, să se dospească într-o temperatură de 15 grade, dar nu trebuie neapărat să avem o temperatură mare. Drojdia se păstrează între temperaturile de 28 grade, acolo, în această plajă de temperatură, drojdia este în repaus. Deci nu lucrează, nu se hrănește, nu se mutește, nu face nimic. Peste 8 grade, deja drojdia lucrează. Și în funcție de temperatură și bineînțeles și umiditatea contează, dar eu n-am condiții de umiditate, o să-i acopăr cu o folie, să-și păstreze umiditatea pe care o au ei, să nu prindă crustă. În crusta aceea împiedică dezvoltarea aluatului, da? Crusta se întărește, se usucă și împiedică dezvoltarea aluatului. Este suficient să nu prindă crustă ca să se dospească corect. Deci chiar și la 15 grade se poate întâmpla, de fapt se întâmplă dospire, doar că o să fie într-un timp mai îndelungat. Lucru care mie îmi convine, da? Îl fac seara, nu stau, merg și dorm și dimineața mă trezesc și cu cozonacul. Și dospirea asta într-un timp mai mare face ca legăturile alea glutenice despre care vorbeam mai devreme, adică legăturile care se formează între ingrediente să se așeze foarte bine și gustul o să fie mai diferit. Da? Se întrepătrund, așa zic eu. Vă mulțumesc, domnul Ștefan. Ion Alexandru Șerban. Prezentați și altceva decât plante. Da, a fost o decizie de ultimă oră, mai zic că soția a insistat să îi fac o zonă ca până de Crăciunul ăsta. Și i-am zis, dacă tot fac, să fac într-un live. Îmi pregătesc un pic de ulei. Deci am uitat să ung tăvile cu unt.
Nu să folosesc pasta. Am și o pensulă de asta de la Heiner, dar am o pensulă normală. Sunt foarte obișnuit cu asta. Dar e udă că am spălat-o. E jos. Trebuie mult ulei, foarte puțin. Văd că deja avem o oră de lei. Grăsimea o incorporează mai greu. Să nu spui că ai obosit. Pe care un timer incorporat, că mi s-a mai întâmplat asta. Se oprește singur. Nu un pic mai tare. Hai. Hai că am făcut. Am zis să nu dau pe jos și am făcut treaba. Să rămâne doamna Diana. Îmi pare bine că vă place, m-am gândit să fac și eu altceva. Altceva n-am ce să fac decât cozonă. Dacă aveți drum prin zonă, eu sunt foarte ocupat zilele astea, sunt prins în semănă. A, dar stați că dumneavoastră sunteți în Tenerife, am uitat. Îmi cer scuze. Dar n-am cum să vă dau să gustați cozonă cu meu. Deci de ce mi-a fost frică, n-am scăpat. Doamna Mirela Vrășcean, un kilogram de făină, cred că o să le scriu și în descriere, 400 de mililitri de lapte, 75 de grame de drojdie proaspătă, am pus 5 gălbenușuri de ou, arome, eu am pus portocală și lămâie, 150 de grame de unt, un pic de zahăr vanilat și 250 de grame de zahăr. Este o rețetă clasică, ca să-i spunem așa, restul sunt derivate, doar din cantitățile astea. Bine, că se mai găsește câte unul și pune și smântână și eu știu ce, pentru ce arome, pentru... O să o las în descrierea acestui material. V-am zis că o să rămână salvat și o să scriu acolo. Nu vrea să-mi ia untul ăsta deloc. Dar sigur o să îl ia până la urmă. Deci nu pot să-i dau mai tare, ați văzut că a sărit pe mine. V-am zis că n-am experiență acasă, dar lucrurile se întâmplă altfel în videoclipuri. Da? În videoclipuri se dă pe repede înainte, se taie, se fac multe, ca să nu mai zic, nu mai zic. Marian Gomescu, vă urmăresc cu interes și am aflat locuit în zona unde lucrez, la 2.19, la dezăpăzire. Opa! N-avem zăpadă, ce să dezăpăziți. Dar înseamnă că stați de pază pentru...
Hai mă, desprinde-te de acolo, mă. Îl ține pe spira asta. Amalasarele profesionale aici în mijloc are o tijă care taie aluatul, da, la fiecare. Spira lucrează pe jumătate de cuvă, deci lucrează decât în partea asta din spate. Și taie spira aluatul la jumătate acolo. Da. Vorbim de malasarele profesionale. Cred că de la 20 de kilograme de aluat în sus. Încerc să-l dau mai tare. Cred că să-l scot din mixer și le iau la mână. Dar cu toții știm că grăsimea se încorporează greu și cu mâna. Am depășit o jumătate de oră de malaxare. Grăsimea nu opune rezistența, alunecă pe cuvă și aluatul se învârte. Da, laptele l-am încorporat imediat. Dacă te scot eu frumos și ce se fac, îl iau la mână. Pentru că nu vreau să mai stau încă 10 minute după câteva grame de ulei. Trebuie să fac și umplutura. Nu știu să cântăresc zahărul. Bună seara, domnul Florin Găitan. În putură folosesc nucă rahat și o fac pe bază de albuș de ou spumat. Bineînțeles, cacao și probabil o să pun și un pic de pezmec. Am un tip pe telefon. Vă mulțumesc, doamna Pita Angelica. Trebuie să iasă, că acum nu mai pot să fac nimic, sunt live, da? Nu mai pot să mint poporul cu televizor. Cum se poate întâmpla în videoclipuri. V-am spus că eu am văzut multe videoclipuri. De fapt, am văzut odată și la televizor, cu ani în urmă, o vedetă la televizor, că a văzut în prima sărbătorilor, te laudă toți că fac o zonă și pe acasă. Și l-au filmat când a spus o zonă cu din cuptor. Bineînțeles că era rece, că a scos cu... avea o mânușă în mână, dar nu a folosit-o cum trebuie, cum ar fi fost să fie tava încinsă. Și mi-am recunoscut cozonacul, era cozonac făcut de mine, da? Deci, cozonac de la fabrica unde lucrez eu. Deci la modul ăsta se poate întâmpla păcăleala. A...
Mă, normal, timpul ar fi, da. Cât să stăm? După încorporarea grăsimii. Ce ziceți? O scoatem malaxor sau mai așteptăm aici? Se prezintă foarte bine, dar nu vrea să ia grăsimea. Mi-e frică că nici cu mâna nu o să pot să fac minuni. Și gândiți că vreau să mai fac încă o rețetă după. O să risc să mai arunc puțin afară, adică să-l dau mai tare. Gata, n-am mai aruncat, e bine. Lucrez la fabrica AIDA. Dacă cumpărați produsele AIDA, dumneavoastră sunteți din București, cu siguranță le găsiți, nu se găsesc în toată țara. Livrează magazinele din București. Se vede pe ambalaj scris AIDA. Și aveți numărul meu de telefon la sugestii și reclamații. Pe toate ambalajele. E altceva. Dar nu mi-a permis să dau mai tare până acum, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat, mi-a aruncat grăsimea afară. Gata, în două minute e gata. Trebuie să scot cumva puțin, să dau drumul la umplutură, adică să mai dureze cel puțin 30 de minute. După care să mai fac încă o rețetă. Să am 4 cozonaci și să pot să împart și ăla, să nu știu. Deci eu din acesta vreau să fac 2 cozonaci, pentru că ați văzut că vile sunt destul de mari. Să zic, au 45. Am 35 în genul, 35 de centimetri. Se mișcă pe mușamaja, adică mișcă mușamaua. De-aia țin puțin de el. E adevărat, e bine să ne ușurăm munca, dar că mai sunt momente când, bine, eu n-am nici răbdare și mai... A, gata, l-am încorporat. Bună seara, doamna Georgeta Scrum. Doamna Rodica, știți că ce face la fabrică nu se potrivește cu ce
trebuie să facem acasă. Acolo se folosesc alte ingrediente. Totodată nu se face chiar așa cum facem în seara asta. Și nu... Deci, în artizanat, eu sunt praf, ca să înțelegeți. V-am spus mai devreme, eu nu-mi prăjesc un ou. Deci, nu-mi pun un ou în tigaie să mănânc. Nu-mi place să stau în bucătărie absolut deloc. Aș putea să vin să fac un foietaj, dar să-mi ia foarte mult timp și timpul este lucru care îmi lipsește cu desăvârșire. Adică la foietaj m-aș băga să fac un foietaj de casă, să fac tururile care trebuie, pentru că fac foarte mult foietaj la serviciu și acolo chiar pot să mă pricep. Dar, nu știu, probabil dacă o să am timp, mai revin. Și din foietaj putem să facem foarte multe produse, de la, pur și simplu, foietaj de la cop, cu formă de saleu sau cu pateu, pătrată sau lungoiată, așa, până la merdenele, sârdele umplute cu diferite umpluturi și, eu știu, alea, din foietaj se fac foarte multe produse. Bună seara, domnul Cristian Ioan, vă mulțumesc. Da, am așteptat de foarte mult după mixerul ăsta. Ajunge. Nu mai știu nici să-l folosesc. Cum arăta scuva, da? Este urată. Și asta este aluatul nostru. Exact de problema asta. Mi-era frică. O să mă încurce mușama asta. Las puțin așa. Să dau drumul la... O să mai spăl, o curăț puțin. M-am zis că sunt... Nu știu să spălvați. Bușurile. Praf de sare. Telu. Și viteză. Și zahăr trebuie să pun cam 500 de grame, am 10 albușuri acolo. O să mai scot din zahărul ăsta 250. Și pe ăsta o să-l pun în... Asta e viteza maximă, ia uitați, nu se vede. Nu, doamna Georgeta, astfel nu. Vă seara, domnul Banciu Marius, nu primesc comenzi. Oooo, cumac. Mie nu-mi place cumac. Eu rămân la nuc. Deci eu o să fac 4 cozonaci din acest aluar. 4, pardon, 2. Deci să-l împart în 4. Și după cum v-am spus, nu să-l las la predospit. O să stea puțin la relaxare. Exact până este gata umplutura. Când e umplutura gata, îi întind și îi pun la... în formă. Am încurcă maxim mușama asta. Eu lucrez pe blat, deci doar pe blat, nu avem... Asta mai îmi trebuie.
Aratul este cald, are în jur de 30 de grade, exact ce trebuie. O să încerc să pun gazul aici. Mulțumesc, domnul Banciu. Oh. Da, este o îndelegicire cu care nu m-am deprins. E adevărat, nu știu să spăl vase, pentru că dacă eu spăl un castron, acest castron aici, o să fie apa așa. Deci la asta mă refer, nu că nu știu să spăl vasul în sine, să-l curăț. Știu să-l curăț, dar o să fie ceva de genul ăsta, așa, o mare bală. Și mai bine nu. Așa este și nevastă mea. Mai bine lasă-le acolo. Da, da. Păi și ea ce mai face dacă eu spăl vasul? Spăl și vasul. Vă mulțumesc, domnul Banciu Marius, și dumneavoastră la fel și la toată lumea. La toată lumea să fie sărbătorile fericite. Cu toții merităm momente de liniște, momente de fericire și sărbătorile astea cam asta înseamnă. Unirea cu familia și petrecerea unui timp de calitate care să ne relaxeze, să ne încarce bateriile. La mine nu se întâmplă așa. Bine, eu sunt lângă familie, dar avem foarte multă treabă. Dar totuși, în ziua de Crăciun nu fac nicio treabă, o să fie mai... Mi-am tăiat și rahatul. Am pregătit. Deci am pregătit-o, rahatul am pregătit, cacaua e aici. O să de grame de cacao, e cam multă. O să pun la ochi, așa după... după culoare. Diferă foarte mult cacao. De la plic la plic, de la producător, de la ambalator, că nu e produs în România, dar de la ambalator la ambalator, depinde de unde o cumpără și depinde să nu punem o cantitate fixă care ne este dată într-o rețetă. O vom trepta până ajungem la cantitatea respectivă sau mai punem dacă nu ne place culoarea pe care am obținut-o. Deci asta e viteza maximă, așteptăm să se umeze foarte bine sau dacă s-a topit zahărul este suficient, putem să facem umplutura. De fapt, nu știu dacă am presnet. Am avut noroc. Vă scuzați o secundă. Avantajul meu este că în casă nu pot să fumez, nu?
Când trebuia un castron acum să răsturn, să dau deja drumul la al doilea aluat. Nu? Era bine. Mai găsești un castron pe aici, mai mare. Sau trebuie să-l spăl pe ăsta, nu? Trebuie să-l spăl pe ăsta. Uitați, mi-am spălat și... De nevoie am spălat și un vas. Haideți să începe să se întărească și albușul. O să pun în castron, să dau drumul deja la al doilea cozonac. Adică mă ajut pe mine puțin. Cu timpul, cozonacul nu mai pun foarte mult. Dar îi dau drumul. Gafărul e ăsta. De fapt pot să pun peste el și sarea. Trebuia să pun în pâine. Hai, se spune că dacă sarea intră în contact cu drozdia, nu știu ce, făcut drozdia din dezvoltare, da? Nu este în totalitate adevărat. Până la urmă ele se întâlnesc și în aluat. Acum o să pun din prima 400 de ml. Mai trebuia, dar este suficient. A zis că deja m-am încurcat, nu trebuia să mă apuc să dau drumul la a doua rețetă. Castronul cel mare. Dar nu mai dau drumul la doua rețetă, că deja trebuie să spăl vase și durează. Eu știu că nu se văd stropi la cameră, dar vă spun eu că deja am împrăștiat pe aici. Da. Aici punem nuca,
Tot asta amestec în cuvă cu paleta, dar cacao. Am jumătate deocamdată, adică aproximativ 50 de grame și vedem. Și acum o să fac consistența cu cacao prima dată, dacă mai trebuie cacao, dacă nu o să pun un pic de pesmet. Da, e clar că mai trebuie cacao, exact ce vă spuneam. Este foarte deschisă, da? O să pun toată cacao. Am distrus bucătăria și o să pun un pic de pesmet de acum. Salut, Florine! Să trăiți, domnul Florin Gabriel! Treci mâine pe la mine și îți dau și ție. Trebuie să dau cât o felie la cât vor de la gozonac din ăștia. Și parcă tot mai trebuia un pic de... Uitați ce umplutură. Și multă, da? Spornică. Așa se întâmplă când spumăm albuș. Bun, haideți să trecem la umplerea cozonacilor. Trebuie să fie udă. La voi, doamna Diana, ai stat. Păi, de-aia m-am și apucat. E simplu. Să vedem acum cât de mult o să mă încurce pe mine. Puțin ulei, dar foarte puțin, vedeți, eu sper să nu mă încurce mușa mama asta. Exact ce mă așteptam. Foaia mai lungă. Eu întotdeauna sunt cozonacul de la stânga la dreapta, la dreapta la stânga. Și cu brico din aceasta lucrez și la serviciu. O putură multă. Ne place nouă. Rahat. Ociometric se împart la 4 bucăți și rahatul și nucă. Am pus cam multă umplutură, dar este foarte aerată. O să curgă, o să curgă. Nu trebuie să pun așa mult. Doamna Diana, pun la uici, v-am spus, dar nu... N-am pus foarte mult. Da, deci...
În curtă maximă, exact ce am zis de la început. Nu pot să întind. O să încurgă puțin din fitelar, pentru că am pus prea multă umplutură. Trebuie să o consum și eu în ăștia patru cozonaci și în acesta o să pun la fel, cu riscul să curgă din el. Cu riscul să curgă, n-am ce să fac decât să împletesc așa. Mamă, ce bună e împătura. Bună, rău. Cam așa. Hai să facem și pe ăla. După care o să găsiți live-ul, dar nu vreau să vă treziți din noapte. Ai. Hai de capul meu. Da, ce mă enervează. Pentru că live-ul o să rămână salvat și o să vedeți cum arată cozonacii. Oricum, mâine o să pun accent pe semănarea semințelor de legume. Mâine v-am spus, încep să semăn semințele de legume. Și vreau să vă arăt cu ce încep. Care este planul de bătaie în mare. Bine că pe partea asta de semințe de legume o să tot vorbim toată iarna. Și mă, normal nu trebuia să-l închid așa, dar prefer să pun umplutură multă. Mie îmi place cu umplutură multă, mai ales cu nucă multă și cum a ieșit umplutura asta foarte dulce și aromată. A, aromată nu, am uitat să-i pun esență. Trebuia să pun un pic de esență de rom. Deci tot am uitat să pun ceva. Și nu am uitat să pun rahat. Gata, m-am... Am uitat să pun rahat, ați văzut, da? M-am pierdut un pic din cauza mușamoarei. Ei, uite, mi-a spus și ferma de răsat de dumneavoastră. Asta e. Am pus într-un fitil la unul, într-un fitil la unul. Deci are rahat, dar are pe jumătate. Cam așa arată acum și o să-i vedeți mâine dimineață. Am pus, doamna Daniela, am pus într-un fitil la unul și într-un fitil la unul. Știu că am pus în primul, să și simte aici.
Da, faptul că s-a mișcat mușamaua asta, chiar am vorbit cu Mirasema de la început, dar nu puteam să-l las blatul pentru că v-am zis, e ciupit. Bun, cam asta este rețeta. Așa sunt cozonaci. Mai fac încă doi acum. Dau drum acum la malaxor. Și o să-i monitorizez toată noaptea. În momentul în care trebuie să-i bag la copt, o să dau drumul la live, am zis, nu trebuie să stai să fiți pe live, o să rămână salvat și bineînțeles că eu o să continui cu semnarea semințelor de legume. Dar încerc să-i țin până la 6. A zis cineva într-un live, acum să vedem cine se trezește de dimineață. Bun, vă mulțumesc pentru cum ați urmărit și ne vedem de dimineață. M-a zis, nu trebuie să fiți prezenți pe live-ul, vedeți cozonacii, vedeți cum a ieșit la cafea. Deci până mâine dimineață vă doresc somn ușor.